Purtătorul de cuvânt al ambasadei Statelor Unite la București a declarat astăzi că guvernul SUA nu comentează opiniile sau concluziile unor persoane fizice, cetățeni americani, cu referire la scrisoarea avocatului lui Donald Trump, Rudolph Giuliani. Ambasada SUA în România a fost solicitată să comenteze declarațiile lui Rudolph Giuliani, care a trimis o scrisoare președintelui Klaus Iohannis și altor oficiali români, în care cere verificarea protocoalelor dintre instituții publice românești și SRI, stoparea presiunilor asupra judecătorilor și a exceselor DNA. Oficialul american s-a referit și la combaterea corupției în țara noastră și la modificarea legislației penale. Până recent, România a demonstrat un progres considerabil în combaterea corupției și construirea unui stat de drept eficient. Încurajăm pe români să continue pe această cale. Urmărim cu atenție schimbările la codurile penal și de procedură penală și ne menținem îngrijorarea că mai multe dintre ele pot împiedica cooperarea internațională în domeniul aplicării legii și pot afecta negativ lupta împotriva unei serii de infracțiuni. A mai afirmat purtătorul de cuvânt al ambasadei Statelor Unite la București, Donald Carroll.